Îndrăgitul cântăreț de folclor, Constantin Enceanu, a vorbit despre cum se bucura în copilărie de Paști, cum îl va petrece în acest an, dar și ce bucate va pune pe masă, căci se laudă cu ajutoare de nădejde. Constantin Enceanu a rememorat și clipele petrecute de Paști, alături de bunul său prieten, regretatul interpret Petrică Mețu Stoian. A mărturisit că va sărbători Paștele cu familia, mai exact, cu soția, fiica lor și nepoții, așa cum se întâmplă în fiecare an, sărbătorile importante. Paștele, Crăciunul, întotdeauna le-am făcut în sânul familiei. Niciodată nu am plecat de acasă, indiferent cât mi s-a oferit. Sunt singurele sărbători despre care consider că mai frumoase sunt doar alături de familie. La mine, la Vișina Nouă, se ducea cu cățeitul cu 3 zile înainte de Paști, în Săptămâna Mare. Acum nu am mai văzut așa ceva. Cu cățeitul mergeam la neamuri, la vecini. Câța, câța, 2 ouă, la Marița pe perete, 2000, 2 ție, 2 de tovărășie, și la anul și la mulți ani, un Paște fericit. Și vecinii dădeau câte 1 ou sau 2. Dar bucuria cea mai mare era că îmbrăcam haine noi, părinții mei de Paște ne luau haine și încălțăminte. Îmi aduc aminte de Adidas și de Drăgășani că 25 lei erau. Doamne, când ne luau câte o pereche de aia, eram cei mai fericiți. Nu vă imaginați! Primul meu pulover de Paște a fost luat din ăsta de lăniță. Eu până atunci purtam de lână, pentru că părinții mei, bunicii mei au avut oi și îmi dădeau puloverele din lână șogoș, așa îi zice, mai plinuță. Când ne-au luat prima dată pulover din ăsta, îmi aduc aminte, mama mi l-a luat cu vreo 5-6 cm mai lung la mâneci și l-am purtat până când mi-a rămas cu 5-6 cm mai scurt. Atât de încântat am fost de el. Am foarte multe amintiri plăcute, dar dacă este să mă rezum la amintirile copilăriei mele, pot să spun că așteptam cu nerăbdare sărbătoarea de Paște, de înviere. Mergeam la Deni cu drag, toate cele 3 seri. Abia așteptam. La mine este un obicei. Mergi la biserică, toată lumea în haine noi, iar cei care au oameni dragi plecați în lumea fără dor, un part, nu știu, era o bucurie extraordinară. Să iei de la fiecare câte puțin. Că-ți dădea ba cozonac, ba ou, ba prăjituri, ba tot felul, era o bucurie extraordinară să gustăm atunci din ele. Nu prea mâncam de dulce, chiar bunica mea ne cam obliga să ținem post, dumneavoastră ați fost foarte bun prieten cu Petrică Mățu Stoian. Ce amintire plăcută aveți cu acesta din perioada Paștelui, ne auzeam la primele ore ale dimineții. Ne transmiteam urările de rigoare. Nu am reușit să fac niciodată Paștele împreună cu Petre, pentru că era fiecare cu familia lui, cu treaba lui. Dar a doua zi de Paște ne vedeam de foarte multe ori, la nu știu câte evenimente ne-am întâlnit. În noiembrie 2022 a trecut printr-o operație la genunchi. Iată ce a avut de spus legat de acel eveniment. El îi sfătuiește pe oamenii care se confruntă cu o problemă ca a lui să nu ocolească procesul de recuperare, deoarece echivalează 50% din reușita unei operații, continui și acum recuperarea. Încerc să mă duc de 2 ori pe săptămână. La kinetoterapie și încă o dată vreau să spun celor care trec prin astfel de situații, recuperarea să știți că valorează extraordinar de mult. Echivalează cu 50% din reușita operației, cine spune că fără recuperare? Nu, nu. Și nu făcută după ureche. Să meargă la un kinetoterapeut și să învețe ce să facă. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că din prima săptămână am început recuperarea. Am făcut câte 5 zile pe săptămână recuperare și acum, nu pot să spun că sunt în totalitate, că nu o să fi niciodată 100% recuperat, pentru că e normal, ai acolo un obiect străin, dar lucrurile merg foarte bine. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.